Bine v-am regăsit, dragii mei, bine v-am regăsit, dragile mele, pe Auroscop. Astăzi, cam toată ziua așa, am simțit o emoție, dacă pot să-i spun așa, vis-a-vis de o persoană la care voi vă gândiți în momentul de față, care nu comunică cu voi. Și tot timpul m-am gândit dacă este o închipuire sau dacă minunații ghii spirituali vor să vă comunice ceva. Este un mesaj care probabil nu se adresează tuturor celor care se uită în acest moment pe Auroscop, pentru că ceea ce vreau să vă spun ca energie generală, cel puțin astăzi, pe tot parcursul zilei, este că nu știu neapărat dacă v-a uitat. Este vorba despre o lipsă foarte mare de comunicare. Practic, este vorba despre nu comunică, nu vrea să comunice. Încă simt mult pentru voi în momentul de față, dar există o necomunicare de ceva vreme și vreau să aflu de ce nu comunică. Până la urmă, sunt situații în care știți, simțiți cu toți porii sau prin toți porii, mai bine spus, că această persoană se gândește cumva la voi și vă transmite energetic acest lucru, dar ceea ce îl împiedică sau ceea ce o împiedică să vă comunice, să vă adreseze un cuvânt sau cel puțin să rămână prieteni, nu să taie de la rădăcină această relație, aș vrea să o lămuresc în această seară alături de voi. V-aș ruga din toată inima să luați în considerare faptul că este o etalare generală colectivă cu care ați putea să vă potriviți sau nu. Pe parcursul acestei etalări o să ofer, sper eu, cât mai multe mesaje suplimentare, dar nu obligatorii, menite să vă identifice cu această etalare. Îmi cer scuze, a sunat mai devreme, sunase curierul. Și mi-a adus sticla de care vorbeam aseară, sticla magică de cupru. Cam așa arată, că tot am zis că vă arăt. Este ca un fel de termos. Abia aștept. Astăzi mă duc la șinca veche. O să iau de acolo apă. Și o să beau din această apă. Are proprietăți extraordinare, spuneam și în etalările trecute. V-am zis, nu fac reclamă, sunt pe internet. E 140 de lei, 145, dar sunt și oferte. Nu sunt foarte, foarte ieftine, dar având în vedere că cheltuim așa pe orice, în sfârșit. Ok, deci spuneam că o să vedem despre simțămintele persoanei dumneavoastră. Ok, hai să vedem. Intro-ul aveți în descrierea generală a clipului. Haideți să vedem acum. Gândiți-vă la o persoană și haideți să vedem ce sentimente are pentru voi. O să mă sucesc puțin, o să fac o etalare interactivă. Am zis așa că într-o seară fac o etalare interactivă, o seară fac o etalare generală. Deci, dacă doriți să participați la această etalare, ideea este să alegeți unul dintre cele trei pachete. Pentru prima etalare avem acest pachet de cărți de oracol, pentru cea de-a doua etalare avem acest pachet de oracol și pentru a treia etalare avem acest pachet de oracol. Sau puteți să alegeți 1, 2, 3. Până la urmă, important este să rezonați cu ceea ce vi se potrivește. Puteți să vizionați și celelalte etalări, pentru că ideea este să preluați doar acele elemente care se potrivesc mesajelor situației noastre particulare. Haideți să vedem, dragii mei, etalarea generală a acestei cărți, etalarea, energia generală. M-am emoționat că am primit, așa mi-am dorit-o de nu știu când, cred că de vreo 10 ani tot îmi doresc o sticlă din asta. Ca energie generală a acestei etalări avem așa, o veste. O veste oficială pe care urmează să o primiți, cred, de la această persoană la care vă gândiți dumneavoastră, este o schimbare nu radicală. Probabil că persoana dumneavoastră trece printr-o situație specială, o situație oficială, legalizarea unei situații, de ce nu, sau poate persoana dumneavoastră, dacă este
eu știu, s-ar putea să devină liberă de contract, știți? Adică poate s-a separat, poate a plecat, poate sau o situație personală ajunge să fie oficială, să fie legalizată, bătute în cuie. Este ceva ce cred că persoana asta abia așteaptă să vă comunice. La capătul pachetului de cărți de oracol avem o persoană care abia așteaptă să vă comunice despre o mare realizare. Probabil că viața sa s-a schimbat extrem de mult, a luat o altă cotitură și arde de nerăbdare să vă povestească despre acest lucru. Vă implică pe voi, vă implică emoțional sau vă implică, vă face părtaș sau părtașă la o schimbare semnificativă din viața lui sau din viața ei. S-ar putea să fie vorba despre un, când mi-am aruncat privirea, despre o, să spuneam, de legalizare, nu știu, oficializarea sa ca burlac sau ca burlăciță, nu știu, mie mi se pare că va divorța sau că se va separa sau dacă nu este căsătorit sau căsătorită, sau poate voi sunteți căsătorit sau căsătorite, devine liber sau liberă de contract, astfel încât să-și găsească calea către voi. Mai sunt și alte persoane implicate aici, cel puțin o persoană care își face tot soiul de griji vis-a-vis de voi. Bun, haideți să vedem, dragii mei, în continuare ce putem să mai aflăm despre această persoană. Deci cumva vrea să vă implice, vrea să vă facă părtaș, partașă la o mare schimbare din viața lui, schimbare din viața ei, mai ales după o perioadă în care nu prea s-a comunicat, nu prea ați comunicat. Și încă o relație la distanță, din câte văd eu, urmează să se stabilizeze, să se împământenească sau voi doi să vă găsiți o cale de comunicare astfel încât voi doi, după ce cealaltă persoană se eliberează din ce situație este, să vă stabiliți cumva undeva, poate să și vă mutați împreună, văd deja o diferență de vârstă între voi și această persoană. Probabil, există posibilitatea ca respectiva persoană să treacă printr-o sau o reușită medicală, dacă vreți. În orice caz, s-ar putea să fie vorba despre un moment extrem de important care îl determină sau o determină altfel să vadă viața. Îi schimbă perspectiva vieții, reconsideră, vede cu totul și cu totul, cu totul și cu alți ochi. Vede viața. Cu alți ochi începe să vadă ce înseamnă adevărată iubire sau iubire de la suflet la suflet sau orice iubire pe care această persoană nu a considerat-o în momentul în care nu a mai vorbit cu voi. Nu văd o ceartă, mai mult văd o diferență de locație. Posibil să fie o relație la distanță, o relație în care nu știu, ori sunteți destul de departe unul față de celălalt, persoane care nu au fost implicate, nu vorbesc de emoțional, vorbesc de persoane care nu au fost implicate în relație de cuplu pentru că au existat anumite piedici de locație, de diferență de vârstă, spuneam că în unele cazuri el ar putea să fie mai mare decât ea, dar abia așteaptă să vă comunice în jur de 5 zile sau luna aceasta, așa este că este cu 31, la sfârșitul lunii iulie, haideți să vedem totuși, voi mă știți că eu sunt cu lunile, stau foarte prost, deși mama, 31 mă învăța, știți cum era cu ianuarie, februarie, 30, 31, nici acum nu știu. Bun, la sfârșitul lunii sau la sfârșitul unei luni cu 31 să existe o schimbare extraordinară, un anunț pe care vi-l face o persoană mai în vârstă, să zic așa, energie matură, mai mult vorbim despre ei ca energie matură care se află la o distanță considerabilă față de voi și care își dorește să vă stabiliți cumva emoționare, stabiliți cumva chiar și fizic să vă mutați împreună sau chiar să vină la voi sau să mergeți la ei sau... Din ce în ce se simte din o foarte mare apropiere. Vorbim de 63 de ani, vorbim de 65, vorbim de 56, vorbim de la 36 până la vârstele amintite. Eu zic că primiți vești de la un C, de la un M, de la un D, de la un O, de la un H, de la un foarte mult M, R, T, B, A, E,
ceva acolo în mintea sa se întâmplă. Vorbim de bărbați grizonați sau cărunți, chiar cu ochii căprui verzu sau blonzi. Vorbim despre persoane care sunt potente din punct de vedere material, de persoane care lucrează într-un domeniu din acesta, ori artistic, ori cu multe cărți, ori scrie mult, ori s-ar putea să aibă destul de multe pe cap. Dar abia așteaptă să vă comunice faptul că este liber și din acel moment poate să fie liber emoțional. S-a eliberat, este liber, poate și de responsabilități, obligativități, că dacă ați cunoscut persoana respectivă pe rețele de socializare și erați și în țări diferite, în locații, în orașe diferite, cu atât mai greu vă era să deveniți un cuplu. Iar dacă persoana aceasta mai era și un pic căsătorită, și mai mult lucrurile nu s-ar fi întâmplat conform așteptărilor voastre. Dar acum îl văd zâmbind, îl văd relaxat, îl văd cu o energie extraordinară. Că să știți că spuneam că luna iulie va fi o lună în care se comunică sau se începe reluarea unei comunicări așteptate. Cert este că distanța dintre voi se micșorează pe zi ce trece. Iar odată cu această veste s-ar putea ca lucrurile să se schimbe radical. Știți cum este? Relația aceasta o văd, uite, că foarte multă călătorie sau persoana aceasta se află la distanță în călătorie sau în călătorii de afaceri sau călătorii, că așa apare serviciu. Merge foarte mult cu mașina, cu tirul, cu avionul, cu vaporul. Este așa, cu un picior pe în orașul vostru, cu celălalt mai are încă un pic pentru a-și rezolva această întâlnire cu voi, întâlnire definitivă sau, mă rog, să se apropie cumva de voi. Și primiți vești. Vești, dar vești despre o situație concretă, legală. Nu, hai să dau și eu un mesaj, să vedem, să o întreb cum e în țara ei sau în țara lui, dacă e frig sau dacă e vânt. Nu. După o perioadă de comunicare, s-ar putea să fie un 5. Dar 5-ul norocos. După una 5-a lună, n-ați mai vorbit, sau o relație de 5 ani, ținută în ascuns, așa, sau, mă rog, de la distanță. 5 săptămâni, nu știu, sau 5 luni. Uite că se reia această comunicare la distanță, revine. Să știți că persoana aceasta, având și o energie matură, eu zic că el își reconsideră poziția vis-a-vis de absolut tot ce se întâmplă. Am să iau acest pachet de cărți de oracol pentru că vreau să clarific încă 3 cărți. În primul rând, ce ar putea să i se fi întâmplat atât de tare să i se schimbe absolut tot modul de gândire? Eu aici văd și o internare, poate a fost internat, poate a fost, nu știu, posibil o aluniță pe obraz sau o crupiță în barbă, el. Ceva ce i-a zgâlțit stabilitatea emoțională, securitatea, de ce nu? Deci ceva l-a țintuit la pat. Tare mie că posibil să fie avut o problemă de sănătate care îi permite acum să reanalizeze tot ce înseamnă această viață și scopul în viață. Este ca și cum s-ar trezi. Se trezește parcă dintr-un somn adânc. Se trezește la viață. Și vrea să vă facă părtaș sau părtașă. Sunteți parte importantă în trezirea sa emoțională, fizică, spirituală. Dacă Doamne, Doamne, îi oferă această nouă șansă de a trăi, de a supraviețui, sau această șansă de trezire spirituală, persoana voastră are toate, sau relația voastră are toate șansele de supraviețuire, dacă voi vă doriți. Cred că, sau poate, nu știu, ceva i-a zguduit fiind un om potent financiar, material, din cauza unui proces de divorț, unui proces lung de, poate să dureze 5 ani, de separare de bunuri, de copii, dote, pensii alimentare, etc., etc. Depinde de situații, pentru că, știți, problematica este mare, diversă și extrem de stufoasă. S-ar putea să fie și destul de șifonat dintr-o chestie de genul ăsta, dar nici măcar asta nu îi mai pasă. Își dorește prea mult această libertate, iar dacă, Doamne ferește, nu vreau să vă sperii, o fi făcut vreun preinfarct sau, nu știu, vreun mic accident sau ceva, nu știu, sau o disponibilizare, de exemplu, astfel încât să cadă de acolo de unde era director executiv sau director sau funcție de, nu știu, factor de decizie, așa, să ajungă în disponibilizare cu atât mai mult
își dă seama că lucrurile nu stau chiar așa, că ajungi la o vârstă în care îți dorești liniște, îți dorești să nu mai copilărești aiurea și îți dorești să ai lângă tine o persoană alături de care să îmbătrânești frumos, să te bucuri de viață și să înțelegi că nu banii înseamnă totul. Sigur că fără ei nu poți să treci, dar nu înseamnă totul. Prosperitatea și-o dorește în primul rând acum la nivel emoțional. 13 și 13 m-am uitat la minute, nu la oră. Ok. Haideți să vedem ce se întâmplă cu această carte, care este, înseamnă distanță considerabilă sau distanță dintr-un loc în altul. Văd țări nordice, văd, nu știu, știți, parcă în sufletul său este ca Groenlanda, dacă nu fi țara respectivă. Mi se pare foarte multă iarnă aici, foarte multă apăsare, foarte multă dorință a lui de a ieși, de a scăpa din ceea ce îl ține în loc. Și asta vreau să... Asta vreau să lămuresc. Este vorba despre faptul că alege sănătos să plece dintr-o relație toxică. Este o persoană care a suferit foarte mult, de asta spun. O să vedeți că o să vă anunțe și o să vă spună prin ce trece sau prin ce a trecut, dar nu neapărat să vă fie milă de el sau de ea după caz, că în unele situații probabil că a dispărut așa ca măgărușul în ceață și atunci fiecare s-a gândit că vă înșală, că s-a întors la fosta relație, etc., etc., dar sunt situații, atenție, în care persoana respectivă a suferit enorm de mult. Doamne ferește să nu fi pierdut pe cineva, chiar copil, chiar nepot, chiar el să fi pierdut pe cineva sau chiar să, nu știu, inima sa este frântă sau a fost frântă. Posibil, deci spuneam separare fizică, separare de cineva, s-a simțit cumva pierdut sau pierdută în spațiu și chiar vorbesc de doliu, de asta spun. Nu știu pentru cine e acest mesaj, însă spuneam de acea trezire emoțională, dacă a fost bolnăvior, a luat niște decizii sănătoase și a schimbat probabil regimul de viață, gândește sănătos, gândește, mănâncă sănătos, începe să se iubească pe sine, iar deciziile pe care le ia cu siguranță le va lua pentru binele său cel mai înalt, inclusiv de a micșora această, cum să vă zic, această distanță dintre voi. În continuare, cred că este posibil ca persoana respectivă să o cunoașteți, să o fi cunoscut-o pe rețelele de socializare, pentru că și în momentul de față, sau în tot acel moment în care n-ați mai discutat, n-ați vorbit, să știți că v-a urmărit cumva de la distanță. Știți ca în acele povestioare magice în care are oglindă fermecată și se uită să vadă ce face, știind cumva că v-a făcut să suferiți prin plecarea sa uneori, de fapt o plecare rapidă sau o plecare spontană, astfel încât pe voi v-a lăsat nu numai cu gust amar, dar nici n-a știut de unde vine, nici n-a știut de ce pleacă. S-a ferit de voi pentru că a avut niște situații disperate, ca să zic așa, despre care bănuiesc o să vă spun. Da. Chiar dacă ați fost la distanță, v-am zis, asta nu înseamnă că nu v-a urmărit, nu v-a supravegheat pe rețele de socializare. Sau, deci a știut absolut tot ce se întâmplă cu voi pentru că îi pasă. Haideți să vedem despre vestea aceasta pe care vrea să vă spună persoana respectivă, pentru că acum mi se pare că este mult mai bine, parcă și-a revenit din tot și din toate. V-am spus, separare, nu știu, doliu, suferință medicală. Asta o să vedeți la momentul, sau iluminare. Asta simt, că ceva l-a trezit cumva la viață, sau a trezit-o după caz, această etalare adresându-se în egală măsură bărbaților, cât și doamnelor. Ce veste vrea să vă dea? Imediat o să vă spun, nu știu dacă aceasta, că nu s-a întors, nu o să o iau pentru că nu s-a întors. Era, cred că de data trecută, amestecată, pitită pe acolo. Însă, mă rog, dacă a rămas pitită, o să vă spun, acea carte înseamnă că nu-i suficientă doar vestea respectivă. Adică, uite, sunt ok, mi-am revenit, vreau să fii în viața mea. Deci nu este suficient să vă dea vestea, ci să demonstreze sau să vină sau să facă anumite demersuri pentru ca voi să fiți împreună. Da, și este o chestiune de ceas, de ore, de ticăit. Probabil că
ați avut nevoie să vă luați un timp sau probabil că vă va spune prin această veste, pe lângă ceea ce urmează să vă spună, că toată această separare, toată această distanță a fost nevoie să fie între voi pentru a vă da seama până la urmă ce vă doriți unul de la celălalt. Și este vorba despre ciclicitate. După supărare, după pierderi, urmează partea aceea în care prosperați. Este vremea să vă vindecați, este vremea să treceți mai departe lăsând în urmă experiențele voastre pe care le-ați avut. Poate să fie vorba despre jumătatea zilei să primiți o veste, jumătate, 12 noaptea, 12 ziua, poate să fie vorba despre un, nu știu, unul în jurul la 1 fără un sfert, ca semne zodiacale, sau 12 fără un sfert, ca semne zodiacale, gemeni, balanță, săgetător, vărsător, pești, scorpion, ce șanse sunt ca voi doi să fiți în continuare împreună? În această lună, probabil, sau ceea ce va aduce pe voi împreună este faptul că mai mult de 60% persoana respectivă a fost, în plus de mesajele pe care vi le-am oferit mai devreme, s-ar putea să fi fost înșelată. S-ar fi putut să fie înșelată de parteneri, foști parteneri, înșelați la serviciu, ceea ce a dus la ceea ce îi se întâmplă. Deci, probabil că a auzit de cineva care i-a înșelat așteptările și din cauza aceasta ar fi putut să treacă printr-un moment extrem de dur, decisiv, nu știu. Din cauza unei înșelătorii să plece cu mașina, să facă, Doamne ferește, cine știe ce trăznaie, să zic așa, ca să nu mai atrag. Sau, nu știu, din cauza unei trădări, probabil. Sau cineva l-a păcălit sau a păcălit-o că este bine, dar de fapt el cu sănătatea stătea rău. Sau nu știu, ceva acolo s-a întâmplat. Avem și un IMC, cred că am mai zis. Șansele ca voi doi să fiți împreună există doar dacă voi, nu știu cum să vă zic, nu credeți sau încercați să treceți peste faptul că la un moment dat ați crezut că vă înșală. Sau faptul că n-ați fost împreună a fost o trădare. O să considerați trădare. Deci există aici un moment în care posibil ca voi să considerați că este o trădare. Deci dacă reușiți să treceți peste acest moment sau să conștientizați că nu a fost trădare, că poate să vă știți cum este, poate să vă sune și să vă spună adevărul său și voi să nu-l credeți sau să nu credeți. Nu, n-a fost asta. Acum vii că ai, vrei de la mine nu știu ce. Sau dacă era, de ce nu mi-ai spus? Și atunci există în partea voastră, s-ar putea să existe această situație. Că nu știu, aveți senzația că v-a trădat. Dar asta o să vedeți dumneavoastră la momentul oportun. Pentru cea de-a doua etalare, haideți să vedem ce simte persoana voastră în momentul de față, ce mai simte persoana voastră pentru voi, care e situația, ce gândește și ce șanse sunt ca voi doi să fiți împreună. Ce mai gândește în acest moment, mai ales că nu există comunicare. Aici este vorba despre o situație triunghiulară, din câte se pare. Mai mult, 70-80% există o situație triunghiulară. Vreau să vă spun că, nu știu, ca un prim semn zodiacal, fecioară, pești, rac, scorpion,
Este vorba despre cineva care testează apele. Deci persoana voastră s-ar putea să testeze cumva apele, s-ar putea să vă ia pulsul în ideea în care să vadă cum stați, știți? Mai iubește, nu mai iubește. Ar mai fi posibilitatea unei comunicări, unei recomunicări. Asta și voi s-ar putea să fiți, că vorbim despre niște energii care se pot schimba într-o secundă sau se pot întrepătrunde. Aici eu simt că și voi testați cumva terenul vis-a-vis de o persoană care este un pic căsătorită, dar v-am spus, este așa, cumva și din partea sa 50-50, că tot ne gândeam la ce spune, la ce gândește persoana respectivă. Deci cumva testează terenul, este și între voi o distanță, cel puțin de locații, cred că este vorba despre... Că este vorba despre un triunghi amoros, că este vorba despre un pătrat amoros, acum rămâne de văzut. Persoane brunețele cu ochii închiși la culoare tenul alb mediu. S-ar putea să vorbim despre țări străine. În unele cazuri, persoane care trăiesc mai mult în mediul rural, deci nu trăiesc în capitale sau nu trăiesc în zonele acelea cu tumult urban. O Marea Britanie, țări sau orașe străbătute de ape curgătoare, la fel, care se varsă în mare. Vorbim și de țări, în unele cazuri, nordice. Cumva există chiar posibilitatea primirii unor mesaje, dar așa, știți, cam pe după plopi. Așa, că de asta spuneam de testat. Există un fel de cumpătare. Cineva se ferește să intre cu voi în vorbă. Mă gândeam la un moment dat dacă este vorba despre persoane din trecut sau, asta o să vedem, dacă este o persoană pe care o recunoașteți din descrierile mele, că o să încerc să vă ofer și niște mesaje suplimentare la finalul acestui pachet de cărți de oracol, avem prima și ultima, vă spun imediat. Însă după acest test, dacă vreți, după această cumpătare, există, dincolo de această cumpătare, există haideți să nu-i spunem abundență emoțională, deși n-au ăștia sunt termenii, să-i spunem cumva reușite. Reușite în plan amoros. De ce? Pentru că este foarte multă pasiune. Multă pasiune, multă pozitivitate. Aici există cineva care este șiret sau șireată sau continui să spun că s-ar putea să mai fie și alte persoane pe lângă voi. Deci nu voi să fiți în această relație, de asta spuneam relație triunghiulară. Multă pasiune este, a fost și va fi, dacă este o persoană nouă. Dar aici este multă, multă pasiune. În ciuda ezitării, în ciuda fricii. Aici simt, sesizez o frică. Din partea ei, pentru această pasiune pe care o nutrește vis-a-vis de această persoană de la distanță. Ezitare. Iată că cineva poate să fie și șaten blonduț cu ochii căprui, căprui verzui și cu pistrui. Poate energie feminină. Gemeni, dacă n-am spus, adaug acum. Ca semn zodiacal important. Foarte multă pasiune. Nu este consumată. Înseamnă că această relație poate nu a fost consumată și la nivel intim sau nu a fost consumată la nivel emoțional din cauza faptului că, existând pe lângă voi și alte persoane, copii, familii, v-a fost teamă să vă implicați într-o relație pentru că s-ar fi dezlănțuit un mic jihadel. Cred. O iubire imposibilă? O să vedem. Ca inițiale, C, R, E, N, D, S, A, F, O, M, P. Haideți să vedem. Trei cărți. O să vedem așa. Dacă se extrag, este și mai bine. Ok. Uite și perechea. Uite și perechea ei. Perechea ei. Haide să vedem. Să vedem surpriză. Wow. Noroc. Noi începuturi cu o pasiune care nu mai poate fi stăpânită. Acesta este mesajul foarte clar.
Deci, probabil că fie persoană nouă, fie persoană din trecut sau fie o persoană, nici nu mai contează la care vă gândiți, va face, se închide un ciclu. Sunt șanse foarte mari să facă un pas extrem de nebunesc. Această carte este echivalentul cărții nebunului din tarot. Asta înseamnă că persoana respectivă este, la care vă gândiți, este încurajată să facă un pas clar către voi. Poate și de copilul său. Ce rost are, tată, să aștepți? Du-te și trăiește-ți fericirea. Dau un exemplu. Mi se pare că s-ar putea să facă o nebunie persoana respectivă. Mi se pare că este o persoană care poate să fie monogamă, prin educație, bineînțeles, dar poate să fie o persoană care vă este fidelă sau vine în relație cu fidelitate. Să vă spulbere toată ezitarea și toată frica că ar putea să vă părăsească într-o bună zi. Deși este impulsivă persoana respectivă. Să știți că este impulsivă, este spontană, face lucruri care vă surprinde. Viața alături de o asemenea persoană este plină de surprize. Nu vă plictisiți. Doar că la un moment dat o să vă și extenueze. Doar că nu vă pasă sau nu vă va apăsa foarte mult pentru că vă scoate pe voi dintr-o stare de stagnare. Eu zic că după toată această perioadă de acalmie vine una care o să vă zguduie din temelii alături de această persoană. De ce? Pentru că aveți noroc. Această carte înseamnă noroc de la distanță. Cineva face ceva nebunesc astfel încât după această tatonare, temperanță, cumpătare, acum nu fac, acum nu, dar ce zice celălalt, ce nu zice celălalt, acum lucrurile se fac în modul acela de acum ori niciodată. Acesta este mesajul pentru cei care au ales varianta a doua. Acum ori niciodată. Nu mai este mâine, nu mai este trecut, nu mai este viitor. Acum, momentul acum, prezent. Dacă nu fac acum, nu mai fac niciodată. Dacă nu plec acum cu el sau cu ea, nu mai plec niciodată. Dacă acum, probabil sunteți extrem de presați de timp, mai ales dacă aveți și o anumită vârstă. Totul este ciclic. Ciclicitatea înseamnă acum. Se închide o etapă, se termină o situație prin care voi în mod particular ați trecut, pentru că începe o situație cu totul și cu totul nouă. Deci pe lângă nebunia asta, care pare o nebunie, dar nu este nicio nebunie, și aici mă refer la anumite vârste, pentru că puteți să spuneți la un moment dat, păi eu am o vârstă, ce să mai iubesc eu la 70 de ani? Total, nu e adevărat, să zic așa. Iubirea n-are vârstă. Poți să iubești la 80 de ani. Asta te face să rămâi veșnic, tânăr, cu sufletul tânăr. De asta, probabil că din afara situației pare ceva nebunesc, dar nu este nimic nebunesc. Poate să fie vorba de o mutare. Poate să fie vorba despre o plecare dintr-o viață aparent normală. Normalitatea este înțeleasă oricum diferit de fiecare persoană. Către ceva ce n-ați făcut în viața voastră niciodată. S-ar putea să fie nebunesc. Și respectiva persoană. Deci pare o nebunie prin ceea ce treceți vis-a-vis de această persoană, dar și multă, v-am spus, spontaneitate, impulsivitate, dar și de o parte și de cealaltă există o frică din cauza acestui a treia persoană. Există aici o a treia persoană care cumva împiedică desfășurarea conform așteptărilor voastre a relației. Deci ambii sunteți pe aceeași lungime de undă, de asta spuneam, uite și perechea. Ambii sunteți infirmi emoțional, unul fără celălalt zburați într-o aripă, amândoi alcătuiți pasărea cu două aripi, amândoi vă gândiți unul la celălalt, sunteți așa, știți cum, ca zodia iepurelui, dacă iepure, lup, cal există. Cred că o să-mi iau în față și zodiacul chinezesc. În fine, o să-mi spuneți voi. Balanță mai avem aici. Armonie, armonizare. După o perioadă de cumpătare. În momentul în care vă veți revedea, vă veți întâlni sau vă veți cunoaște, va fi dragoste la prima vedere, reîndrăgostire, ca și cum n-ați cunoaște această persoană
Comunicarea se face la nivel telepatic, la nivel celular, sunteți destinați, indiferent de frici, indiferent de distanță. Nu știu cum să vă sunteți, nu știu, unul în energia celuilalt. Amândoi, unul, nu știu, suferiți că nu sunteți împreună. Unul fără celălalt sunteți goi, goluți. Cred că și ca trăsături semăna. S-ar putea să fiți ambișate cu ochii căprui sau căprui verzui. S-ar putea, într-adevăr, să fie o diferență de vârstă între cele două persoane, ea fiind mai în vârstă, dar asta nu vă împiedică absolut deloc sau poate că diferența de vârstă nu se vede. Deci eu o asemenea asemănare și din punct de vedere al trăsăturilor, de exemplu, n-am văzut. Iar faptul că amândoi v-am zis, zburați într-o aripă. Voi doi alcătuiți un tot. Un tot unitar. Fără, unul fără altul nu funcționați. Indiferent ce faceți, că mergeți la serviciu, că mergeți în vacanțe, îl luați după voi în vacanță, emoțional, mental. Sau o luați după voi, emoțional, mental. Puneți poze, faceți poze gândindu-vă la ei, deși poate că sunteți cu altcineva. Sau voi sau celelalte persoane. O asemenea energie între cei doi, eu nu am văzut de foarte multă vreme. Noris, există cineva cu Noris? Germania, de asemenea, pe cineva, dacă îl cheamă în nume de familie Stan sau cu T-L-R la final, viața unul fără altul nu are culoare. Doamne, deci, da, nu știu ce să vă zic. Haideți să lămurim acum fiecare carte ce înseamnă norocul acesta. Norocul înseamnă că se găsesc soluții pentru ca voi doi să fiți împreună. Deci sunt destul de multe opțiuni la care aveți cum să vă gândiți, mai multe soluții, însă depinde de o decizie radicală care va fi luată spontan. Așa că va trebui să vă adaptați din mers. De asta spuneam, acum ori niciodată înseamnă în această etalare. Decizie neconvențională, uite, vedeți că se confirmă ceea ce am spus mai devreme. Posibil, în unele cazuri, să fi consumat această relație odată sau, mă rog, foarte, mă rog, rapid, în ideea în care sunt odată cu el sau cu ea, după care fiecare pe drumul lui. Dar nu, ăla a fost momentul decisiv în care voi doi v-ați unit pe veci. Mesaj suplimentar, bineînțeles. Norocul ține de faptul că universul vă oferă șansa ca voi doi să fiți împreună. Haideți să vedem ce înseamnă nebunia pe care o face această persoană. Ce înseamnă, mă rog, nebunia aceea. Înseamnă că va face, datorită iubirii, această iubire înseamnă că explodează așa o iubire sau nu se așteaptă sau datorită iubirii va face acest pas nebunesc. Va uita de tot și de toate. Nu va mai ține de principii, nu va mai ține de programele cu care a fost învățat sau învățată. Va fi dispus sau dispusă să riște. Ce înseamnă lucruri spontane, impulsive? Gândește dincolo de cutiuța sa, dincolo de zona de confort. S-ar putea, mă scuză, s-ar putea, Doamne, da, poartă ochelari persoana respectivă? Sau îi place să poartă ochelari de soare? Sau să poartă ochelari? Sau să aibă ochelari? Sau să vă urmărească? Să vă urmărească tot timpul sau să vă fi urmărit pentru că a pus ochii pe voi, pe rețele de socializare sau nu, poate v-a văzut pe stradă, poate pe la serviciu, dar persoana asta v-a urmărit, a pus ochii pe voi și nu mai scăpați. Chiar dacă în unele cazuri voi nu ați vrut să mergeți mai departe din cauza faptului că existau și alte persoane pe lângă voi. Probabil a existat un moment în care v-ați despărțit, că a fost blocaj, că a fost necomunicare, că v-a fost frică și a dispărut unul din viața celuilalt, însă persoana asta s-a tot gândit, i-au revenit în minte toate episoadele cu voi. Și atunci este dispus să riști, acum ori niciodată.
ce va fi cu voi, doi. Ce va fi cu voi doi? Mă uitam așa la cărți, să vedem. Va fi o relație safe, o relație în siguranță. Ia, s-a mai... voi doi mă încănați o mare bucurie. După un an de zile, la finalul unei luni cu 30, s-ar putea să aveți această fertilitate, armonie, împăcare, pace, avem crinul. De asemenea, avem cartea îndrăgostiților. Posibil un telefon, posibil un mesaj, posibil să discutați, să faceți schimb de mesaje, să faceți o călătorie de plăcere, să mergeți într-o vacanță sau acel pas nebunesc, nu știu, să faceți ceva ce n-ați mai făcut niciodată alături de această persoană. Este alături de voi, va fi lângă voi. The Lovebirds. Nu mai spun că situația aceasta vă depășește în ideea în care nu puteți să gestionați aceste emoții și aceste sentimente. Practic, în momentul în care vă întâlniți, vă reîntâlniți, va, iubirea voastră va exploda și cred că ambii veți risca să duceți mai departe această relație sau cel puțin să o consumați la nivel emoțional și intim. Sunteți, v-am zis, bolnavi unul fără celălalt. Nu știu pentru cine este această, pentru această etalare, dar este una foarte, foarte încărcată de, știți cum este, de contradicții. Mâine, dacă ați fi fost singur sau singură, uite, vedeți, mă mănâncă nasul pe afară, mă bucur. Dacă ați fi fost, nu știu, cred că sunt șanse să spuneți așa în mod particular, dacă aș fi fost într-o altă situație, într-un alt timp, într-o altă dimensiune, cu siguranță lucrurile ar fi stat altfel între mine și el. Este o sau ea, este o emoție foarte puternică, dar mi-e teamă să nu rănesc pe cineva, mi-e teamă să-mi construiesc fericirea pe nefericirea altuia, mi-e teamă de ce zice familia mea, mi-e teamă de vârsta mea, mi-e teamă de cum aș putea să mă dezbrac în fața lui sau în fața ei, mi-e teamă de anumite principii, mi-e teamă de anumite energii stagnante, mi-e teamă. Mi-e teamă că nu pot să gestionez această situație. În momentul în care îl văd, s-ar putea să mă pierd cu totul și să nu mai îmi pese de nimic și de nimeni și să fac plăcere sufletului meu. Deci vă este teamă că o luați razna în ghilimele de rigoare. Ce poate să fie mai frumos decât iubirea, nu? 4, 10, 20. A cea de-a treia etalare. Haideți să vedem, dragii mei, ce sentimente nutrește persoana respectivă vis-a-vis de voi. Păi, în primul rând, echilibrare. Echilibrare, mă scuzați, aici înseamnă cartea norocului. Este ca și cum dă norocul peste voi. Dă norocul peste voi pentru că aici avem foarte multă balanță, foarte multă armonie, foarte multă armonizare, noi începuturi, este ca și cum ați juca la jocurile de noroc și avem și un leu aici. Un leu, fecioară, balanță, cu siguranță. Persoane grizonate, părul spicat, văd foarte multă energie feminină. Probabil că există niște semne așa, ca descriere fizică pe fățucă. Poate să fie vorba despre o aluniță, eu știu, lângă o sprânceană pe frunte, în general, sau să aveți o deschidere extraordinară către spiritualitate, către telepatie, către ezoterism, către comunicare cu persoana respectivă la nivel celular, ca să zic așa. Foarte multă senzualitate, foarte multă dorință de a iubi, de a iubi din nou, de a face sufletul acela să vibreze. Văd mai mult persoane singure dacă ne referim la energia feminină. Deci sunt foarte multe energii femeine singure care își doresc să iubească din nou și care nu se gândesc neapărat la ce a fost în trecut, ci la faptul că sau dacă Universul le mai oferă o șansă, pentru că fără iubire ele nu pot trăi. Balanțele sunt unele dintre semnele zodiacale care nu pot trăi dacă nu sunt iubite sau supraviețuiesc dacă nu sunt iubite, nu trăiesc. În momentul în care sunt udate spiritual cu picături de iubire, înfloresc, expandează. Cam așa cred că este vorba în această a treia etalare. Haideți să vedem acum
Nu, le-am amestecat, trebuia să le extrag, dar asta este. Înseamnă că așa a vrut Universul, să se amestece toate cărțile, să extrag acum 3 cărți, să vedem ce... S-ar putea ca deja să știți despre faptul că ce a fost, a fost. Ok. Și vreți să știți și dacă va mai fi ceva. Păi... se întoarce. Se întoarce roata, se întoarce la voi. Aici sunt niște situații în care s-ar putea ca, nu știu, ei, ele să fi, adică voi, cei care vă uitați acum în acest moment, unii dintre noastre, de exemplu, să fi încercat să căutați dragostea nu în familia voastră, ci în exterior, să încercați să consumați această dorință prin întâlnirea cu anumiți parteneri sporadici, nu știu, că ați cunoscut, că ați consumat această relație și apoi ați plecat. Simt că este vorba despre o căutare continuă a satisfacerii unui gol din inima voastră. Probabil nu sunteți foarte mulțumiți de viața voastră sau mulțumite, sau există o singurătate, există totul liniar, nimic nu vă mai face sufletul să vibreze. Și atunci această căutare a pornit poate pe rețele de socializare, o întâlnire aici, o întâlnire acolo. În unele cazuri spuneam poate că ați și consumat această relație, că o dată, de două ori, de trei ori ați revenit în familie, în sânul familiei, în sânul partenerului statornic și rutinat de, în sfârșit de viață. Nu vă regăsiți, nu vă găsiți mersul, nu găsiți ceea ce căutați. Deși, cum să vă spun, parcă vă văd, vă simt că, nu știu, câteodată stați și vă gândiți sau spuneți în gând unde ești, acel cineva, cel ales, cea aleasă, alături de care să simt și o pasiune, să simt dragoste, îmbrățișare. S-ar putea să fiți singure sau singuri, s-ar putea să fiți într-o relație extrem de plictisitoare, rutinată, știu, o să zic acum niște mesaje destul de tranșante, dar așa simt, așa vă zic, să nu mă certați. Plictisit sau plictisite, nu vă bucură nimic, într-adevăr. Poate că sunteți realizați, aveți copii, nepoți, realizate. Un partener care vă iubește, care nu vă înșală, care, în sfârșit, dacă există și acest mesaj, să zic așa, nu vă mulțumește lucrul ăsta, pentru că nu mai simțiți sufletul vostru dorește la nebunie să renască prin iubire. Și de asta există acea căutare continuă din exterior. Asta duce la faptul că nu sunteți armonizați pe deplin cu voi. Știu, sună clișeic, deja știți acest clișeu de nu te iubești pe tine suficient, că dacă tu te-ai iubit, te-ai salvat singur, dacă tu ești bine cu tine, cu siguranță vei atrage iubirea în viața ta. Vă spun și eu acest lucru. Ceva acolo se petrece în mintea voastră, în sufletul vostru. Că este un eșec emoțional, că este pierderea unei ființe dragi, că este familie, că este partener. Nu vă regăsiți cu voi. Nu sunteți două entități diferite. Corpul vostru, spiritul vostru nu fuzionează. Nu se echilibrează cumva. De aceea, probabil, noaptea înainte să vă duceți la culcare, visați că întâlniți o persoană alături de care aveți cea mai frumoasă relație de pe pământ, încărcată de pasiune. Este un fel de poveste aceea, că tot spuneam în etalele foarte trecute, de pasărea spin sau pasărea spinului cu Richard Chamberlain, când el era preot și ea era, mă rog, o dragoste imposibilă. Dacă n-ați văzut filmul, este un clasic, este un film vechi, dar extraordinar de... Mi s-a zbălit și pe la pe mine, este extraordinar de frumos, romantic. Mă rog, de fete, am putea spune, dar să știți că merită. Este presărat cu de toate. Deci de asta spun că căutați undeva, plus că dacă este să mă întrebați pe mine prin ceea ce simt eu acum, anumite persoane care se uită la această etalare a treia, simt că vin de pe o altă planetă, simt că vin dintr-o altă dimensiune, simt că vin dintr-o altă viață, știți, cochetând cu această idee de reîncarnări. Simt că își caută iubirea vieții. Și chiar dacă au crezut la un moment dat că au găsit-o prin actualii parteneri, prin cei care au trecut prin viețile lor, nu este acela. De asta există și acea întrebare veșnică, întrebare. Unde ești? Unde apar? Când apar? O să apari în această dimensiune, în această viață? Sau trebuie să mai treacă nu știu câte vieți ca să îmi găsesc acea mare pasiune?
Vărsător, balanță, spuneam. S-ar putea să fie foarte multe balanțe, s-ar putea să fie foarte mulți săgetători. Berbec, de asemenea, leu. Pești, rac și scorpion. Nu vreau să vă induc stări false, dar sunt șanse foarte mari ca persoana respectivă să vină către voi. În această viață, pe acest pământ, în momentul în viitorul apropiat. Se încheie o etapă și la voi. Aveți o reușită, o dorință pe care v-ați spus-o de foarte multă vreme sau pe care o simțiți, pe care o gândiți, aceea despre care vorbeam mai devreme. Oare va veni? E pe vine. S-ar putea să fie cu părul închis la culoare și ochii, nu știu cum să-i spun, căprui cu reflexii roșcate, cameleonii, se schimbă, ochi achi, ochi maro, ochi de pisică. În viața dumneavoastră intră o persoană pe care vă doriți sau la care visați sau acea persoană care va răspunde acestor dorințe pe care le-am amintit, nevoilor voastre. Visul vă va deveni realitate. Aveți aici carul alegoric, cumva, o carte echivalentă în tarot, care înseamnă, coroborat cu celelalte mesaje, ori e albă, ori e neagră. Dar acum, pe acest pământ, adică nu va mai trebui să mai așteptați alte vieți pentru a se înfăptui uniunea aceasta, sacră, dacă vreți. Nu mai spun că în spatele acestei persoane aveți soarele. Asta înseamnă perspective pozitive, luminoase. Vă găsiți busola sufletului. Fără persoana aceasta, care vă este destinată, sufletul vostru pereche, nu funcționați. Nu mai spun că s-ar putea să existe posibilitatea unei căsătorii, mariaj, copii, dacă vârsta, voința, dorința, situația vă permite. Echilibrare, armonie, care vine după o energie stagnantă, după un stop, după o blocare, după faptul că v-ați blocat în această zonă de aparent confort, s-ar putea să vă fi construit anumite ziduri, să zic așa. Există o portiță pe care ar fi ok să o lăsați deschisă. Foarte multă senzualitate la voi, atrageți ca un magnet privirile celorlalte persoane, atrageți, dar nu este cel sau cea pe care o doriți în viața dumneavoastră, niciodată n-au fost. El, alesul, ea, aleasa, trebuie să vină în viața noastră și sunt șanse foarte mari să vină. Parcă faceți așa tot posibilul, efectiv, să atrageți de partea voastră sau să atrageți îndeplinirea acestei dorințe, manifestați, pentru că aveți soarele, aveți reușită, aveți bucurie, comunicare. Este ca și cum persoana respectivă ar fi plecat către voi. O dată de 29/19 sau finalul lunii anunță o schimbare care o să vă facă sufletul să vibreze. Ca mesaj suplimentar, poate să fie o persoană care cântă la chitară, la vioară, la mandolină, la comunicare prin telefon, ochii negri, părul negru în unele cazuri, ele. Vine, calcă totul în picioare. Nu, perioada de plâns, perioada de anxietate, perioada de lacrimi va trece. Ce frumos! Vă este în destin. Da, mandolină, nu știu cum se numește aceea, mandolină, cobză.
sunteți din alte lumi. Este ca și cum s-ar deschide un portal sau nu știu dacă ați văzut Stargate, Galactica sau Stargate, da, un film tot așa super vechi. Este ca și cum ați trece printr-o oglindă așa mare, într-o altă dimensiune, așa trece persoana asta. De asta spun că dacă cuchetați cu ideea de reîncarnări de vieți anterioare, voi doi v-ați mai întâlni, pe acesta îl aștepta sau pe aceasta o aștepta. Dom'le, nu știu pentru cine această relatare, dar așa ceva n-am mai văzut. Nou început, aveți 10. Aveți unul cu 9, 10, un nou început. Aveți luna aceasta, poate, sunt șanse, poate, sunt șanse. Deci nu spun asta. Și o dependență. Dacă vă uitați la 11 și 11, mereu, în ultima perioadă, această etalare este pentru voi. Și să le luăm pe rând, ia uitați. Abundență emoțională, o mare, nu știu, veselie, bucurie, armonizare. Manifestați exact ceea ce gândiți, ceea ce vreți, pentru că aveți parte de această binecuvântare, recunoștință, Doamne. Ia să vedem. Vreau să clarific, s-au întors niște cărți, sau să clarific această... Nu, am visat. Haideți să vedem ce este cu timp și luna aceasta, ce înseamnă că se întâmplă. Ce să vă... Treceți mai departe de toate obstacolele, piedici. Zburați. Această fetiță cu baloane, zburați deasupra tuturor obstacolelor. Intrați într-o nouă fază. Știți că spuneam de această nouă fază? Pregătiți-vă pentru uniune. Pentru uniune. Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută! Vreau cât mai multe mesaje bune. Persoane blonduțe. Cineva a făcut balet? Cineva poartă foarte mult tocuri? Sau cineva poate că lucrează cu copiii? Sau are copii, sau este un copil mare. Foarte multă vulnerabilitate, foarte multă veselie. Da. Uitați că tot mă gândeam acum la persoana aceasta care vine, este persoana care vă trebuie. Exact ceea ce am spus mai devreme, este la distanță. S-ar putea să fie în altă țară, în alt oraș. Vine, e pe vine. Situația este în progres. Treceți la fel, o nouă fază. Deci toate cărțile spun că este vorba despre toate mesajele, spun că intrați într-o nouă fază. Și deveniți din ce în ce mai apropiați, pregătiți-vă de fază de uniune. Doamne ajută! Ok, uitați-vă ultima carte. Haideți să vedem ce va fi cu voi doi. Ce va fi cu această conexiune, de fapt? Cămin, prosperitate, 21. Cred că spuneam, sau vârste. 52, 30, 40, 51, 66, 41, 46, am mai zis o dată, 34, 40, am mai zis o dată. 50, 44. Iertați-mă, dacă tot le repet, înseamnă că, bun. Prosperitate, împăcare cu voi, cămin, construiți un cămin, apare, o persoană puternică, o persoană determinată, rațiune, voință. Ce frumos! Problemele par că se îndepărtează și ceva aflați. Există o iluminare, o epifanie, o revelare, o revelație. Parcă momentul în care vedeți această persoană o să spuneți, da, este cel ales. N-am ce să zic mai departe decât Doamne ajută să se îndeplinească aceste mesaje, pentru că mai ales cei care au ales sau cele care ați ales această a treia variantă aveți nevoie ca de aer.
Dragii mei, eu mă bucur că ne-am revăzut și în această seară. Rămân cu cănuța mea, cănuța, termoselul meu. O să mă duc la Șinca astăzi, o să mă gândesc la voi. O să intru acolo în templu. Acolo este templul dorințelor. Eu am fost acolo de fiecare dată când mi-a fost greu sau eram extrem de încărcată emoțional. Mi-a sosit și brățărica de ametist, tot de pe internet am luat-o, sper să vă placă. Are ametist, are obsidian pentru protecție. Am să mă duc acolo să o curăț, să-i fac o curățare. Și ce vreau să vă mai spun, că la Șinca Veche este una dintre apele cele mai curate. Mai este în peștera Ialomiței acolo, sper să ajung vara aceasta, dar este aglomerat pe DN și până ajung este absolut fantastic, ar fi magic să ajung. L-am și pe nepoțelul meu la mine și așa că o să plec cu copiii, o să plec acolo și o să mă gândesc la voi. O să mă gândesc la voi și sper să vi se îndeplinească toate dorințele. Mă duc așa cu inima deschisă, pentru că știu că universul este blând cu noi și atunci când nu este, nu ne dăm noi seama. Că trebuie să mai învățăm niște lucruri. Dragii mei, vă pup, vă iubesc, aveți grijă de voi. Mulțumesc pentru mesaje. Dacă vreți să vă înscrieți la acest canal, cu mare, mare drag, vă aștept aproape în fiecare zi la ora 8 să vorbim despre câte lună și stele. Numai bine, vă iubesc din toată inima. Pa, pa! Și mulțumesc pentru mesaje, le citesc pe toate, să știți.